Bună, Georgeta! Bună, Corina! Bine ai venit în cadrul emisiunii noastre HR Talks, așa se cheamă formatul acestei emisiuni. Îmi face o deosebită plăcere să te am alături, ca de obicei. Știu că nu ne-am văzut de foarte multă vreme fizic, dar ne vedem pe rețelele sociale, ne ascultăm, ne urmărim reciproc și sper eu că și admirăm reciproc. Eu pe tine cu siguranță te admir. Și te consider un om extraordinar de valoros pentru tot ce înseamnă comunitate, profesioniști, oameni de business, de resurse umane, lideri de care chiar avem nevoie. Nu vreau să-ți fac eu introducerea, o să te las pe tine să te prezinți. Cine ești tu, Georgeta Dendrino? Că înțeleg că ai mai multe pălării. Ce faci în prezent și ce îți place cel mai mult să faci din tot ce faci acum? Da. În primul rând, mulțumesc că te-ai gândit la mine și la mare drag pentru această emisiune. Și da, ne știm de foarte mult timp. Nu o să spun de cât timp, că de mult. Pentru mine. Felicitări pentru parcursul tău profesional. Asemenea. Mulțumesc. Și da, nu ne-am văzut, cred că nu ne-am văzut din februarie, de la închiderea programului de mentorat de la Professional Wellness. Da. Deja pare mult mai mult timp decât 6 luni. Da. Sau 7 cât au trecut. Deși se pare că a trecut foarte repede timpul, dar da, septembrie, februarie, cam mult. Da, mi se pare că s-au întâmplat atât de multe și parcă s-au comprimat atât de multe în aceste luni, încât mi se pare că au trecut ani. Dar să revin la întrebarea ta, cine sunt și ce pălării port. Port mai multe pălării. O să mă refer la 3 dintre ele mai mari. Una este legată de Interact, firma mea, firmă de training și consultanță pe piață de 23 de ani. Mulțumim la fel. Unde am mai multe subpălării. Așa. Așa. O a doua pălărie este cea de la Professional Women's Network și o a treia pălărie este cea de la Asociația pentru Valori în Educație, AVE. Așa. Cred că toate aceste 3 pălării au un fir comun și anume cel legat de educație continuă. Uh-huh. Pentru că, într-un fel, cred că toată viața mea a fost despre asta. A fost despre învățare, despre a mă ajuta pe mine și a ajuta pe ceilalți să fie mai buni. Foarte frumos, mesajul tău. Și atunci asta facem la Interact, prin consultanță, cursurile pe care le facem, prin executive coaching. Asta facem la Professional Women's Network, prin mentoring, prin pilonul de antreprenoriat, pilonul de Women on Boards. Uh-huh. Și de asemenea la Asociația pentru Valori în Educație, unde iar am mai multe pălării, dar dincolo de pălăriile mele, ce este important, aș zice, este misiunea pe care noi o avem acolo, și anume vrem să aducem educația din România în top 10 sisteme de educație din Europa până în 2035. Wow. Și acolo lucrăm cu directori. Mareț. Da, da, da. Lucrăm cu directori de școli care trec printr-o academie de leadership și management școlar. Timp de un an sunt multe persoane din business implicate, din foarte multe companii. Suntem susținuți de mediul de business și facem destul de multe, zic eu, și am descoperit oameni, directori, profesori, care fac lucruri extraordinare în comunitățile în care sunt și despre care habar n-avem. Adică noi stăm aici în București și ne plângem de diverse lucruri și este extraordinar să vezi ce fac oamenii în niște comunități, aș zice, izolate, defavorizate, dar cred că noi cei din business avem de învățat de la ei de multe ori.
Cu siguranță, Georgeta, și îți mulțumesc foarte mult că ai abordat acest subiect al educației în România și mă bucur foarte mult tocmai că există astfel de asociații, de companii, de fundații care se implică foarte mult în zona aceasta educațională. Spune-mi, te rog frumos, în sensul acesta, că acum ai provocat și știi că eu sunt și eu sunt acolo prezentă în domeniul educației, o voce destul de pregnantă, deși foarte supărată uneori, pe ceea ce se întâmplă. Ce s-ar putea face mai bine în acest segment? Cum crezi că lucrurile ar trebui să se întâmple pentru a avea ajutor nu neapărat din sectorul privat? Pentru că eu consider că educația în primul și în primul rând trebuie susținută de organele de stat, înainte de orice fel de inițiativă privată. Ce crezi că s-a făcut greșit sau ce crezi că se face greșit în acest moment? Ce crezi că ar putea să se facă mai bine de acum încolo? Știi, interesant că vorbim despre asta. Dimineață am văzut pe o rețea socială că cineva comenta legat de oamenii care nu au copii și care vorbesc despre educație. Și ce ar trebui să fie și ce nu este și ce este și așa mai departe. Iar eu sunt dintre cei care nu au copii, că așa s-a întâmplat. Am lucrat însă în învățământ și cred că, da, nu am copiii mei, dar într-un fel am avut niște copii. Ai avut mai mulți copii. Ai avut mai mulți copii și ai mai mulți copii, cred eu. Și e un domeniu drag. Deci cu disclaimer-ul că eu nu am copii și dacă exprim un punct de vedere, e un punct de vedere și atât. Toți okay. Avem la acest punct de vedere. Eu aș zice că pentru moment autoritățile ar trebui să comunice mai clar. Nu știu dacă mai mult, dar clar, concis, la obiect, cu impact. Și să aibă același mesaj. Este ca într-o companie, dacă toți oamenii din management dau, fiecare își dă versiunea lui despre, despre un subiect, atunci oamenii din companie nu știu încotro să se ducă. Și ar trebui să fie o singură voce. Chiar dacă sunt mai mulți care comunică, trebuie să aibă același mesaj. Or, asta nu se întâmplă acum. De asemenea, aș schimba un pic grupul de oameni care lucrează la acest la viitorul educației. Pentru că acest grup de oameni este același de ani de zile și un pic ca să ai rezultate diferite, trebuie să mai schimbi niște lucruri. Niște minți mai proaspete și să vină cu alte perspective. Nu zic că nu-s bune, dar hai să mai vedem și alte abordări. Și eu cred că da, sistemul public trebuie să fie mai bine pus la punct. În același timp, e ok că mediul de business se implică. Pentru că trebuie să vedem, să luăm lucrurile așa cum sunt. Asta este situația, este nevoie și de implicare din mediul public și doar să ne plângem. Și atunci eu aș saluta toate inițiativele venite și din mediul privat, deci am zis public-privat, deci avem sistemul de stat, dar mediul privat e bine să se implice. Absolut, sunt perfect de acord cu asta. Să susțină ce face așa cu pași de furnică un sistem de stat care este cum este. Cu ce te lupți tu, uite, ca prejudecăți, ca, nu știu, ca sisteme, da? Cu ce te lupți tu în asociația aceasta în acest moment? Care cu sunt provocările? Da, da. Măi, nu știu că ne luptăm neapărat, pentru că oamenii care vin în asociație, directorii care sunt aleși în asociație, ei aplică, trec prin interviuri sau interviu cu 3-4 oameni din business. Își trimit, deci sunt selectați. Da, sunt selectați pentru a intra într-un program de dezvoltare. Ok. Da, da, da. Sunt selectați și cum să zic, oamenii sunt destul de dornici să facă și, cum să zic, au și ei o contribuție.
au și o contribuție financiară mică, dar este semnificativă pentru că uneori, știi cum e, dacă nu vine și de la tine o contribuție, de contribuția de investiția de timp și energie, nu pui același preț. Și oamenii sunt destul de dedicați, aș zice. Și uite, chiar în seara asta avem ceremonia de închidere a Academiei de Management și Leadership. Ce frumos! Din 2019-2020. Mi-am amintit că anul trecut la ceremonia, la gala pe care am avut-o, oamenii au plâns în sală. Acum nu o să fim în sală, o să fim afară. Da. Dar, cum să zic, poveștile lor emoționant. Sunt emoționante. Da, și cred că ei, local, au niște lupte de dus și au o misiune de îndeplinit și în momentul în care se asociază cu voi, această misiune deja capătă contur și consideră că au suportul și sprijinul necesar ca să o ducă la bun sfârșit, știi? Cred că așa se întâmplă lucrurile și e normal că e emoționant, că este un succes și este și un început, dar pe de-o parte și un sfârșit în egală măsură, știi? Când se termină programul respectiv. Dar le dă aripi să zboare, probabil, ceea ce cu toți avem nevoie la un moment dat viețile noastre. Da, da. Și știi faptul că ei au venit la cursuri de lună și și-au dedicat, s-au implicat venduri și au făcut coaching, au făcut mentoring, au avut oameni din business alături de ei, au făcut proiecte ca să reducă abandonul școlar, să crească nivelul de literație în școală. Arată că oamenii sunt... sunt interesați. Sunt oameni foarte dedicați profesiei și educației. Mă bucur foarte mult să aud asta, Georgeta. Spune-mi, te rog frumos, care ar fi procentul între mediul rural și mediul urban? Dintre cei care participă la această formare? Ah, bună întrebare. Nu știu exact, nu știu să-ți dau exact procentul. Pot să zic că nu favorizăm un mediu anume. Dimpotrivă, ne ducem foarte mult către medii mai puțin favorizate. Avem foarte... Nu foarte. Avem mai puțini oameni din București. Și foarte mulți din țară. Din țară. În diverse locuri. Câți oameni sunt acum? Câți termină acest program anual? Sunt 40 de directori în Academia de Leadership. Dar mai avem s-a mai investit într-o altă organizație, Edu Networks, unde lucrăm și cu director și cu profesor și cu copii și cu... Foarte frumos. Foarte frumoasă inițiativă. Sunt mai multe inițiative care cred că fac așa puțin câte puțin, pun câte o cărămidă la, sper eu, o educație mai bună. Mic cu mic se face mare, nu? Deci... da. Poate și așa să gândim în mare și să o luăm sistemic, dar putem să o luăm și așa puțin câte puțin. Măcar creăm fundația, da, pe care să construim ulterior și cred că începutul este cel mai important. De când faci asta, Georgeta? De când ești în asta? Eu sunt implicată cred că de 3-4 ani. Wow! Deci ți-au trecut mulți oameni prin mână și mă bucur tare mult să aud de asta. Felicitări! Uite, o să-ți mai adresez o întrebare legată de tine, Georgeta, ca mentor, coach, trainer. Ce ai sesizat în această perioadă a crizei? Ce impact a avut criza asupra indivizilor, odată din organizații, și asupra organizațiilor cu care tu interacționezi, indiferent că sunt sau nu clienții tăi, dar ce ai constatat tu în această perioadă? Cum ți s-a părut? S-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat? Da, vezi, la începutul crizei eu am crezut că foarte multe lucruri se vor schimba și vom trece prin criza asta și o să devenim toți mult mai buni și așa.
nu cred neapărat că lucrurile vor fi chiar așa și nu vreau să fiu eu negativă acum, dar cred că oamenii care erau preocupați de a deveni ei mai buni, care erau oricum cum să zic, pe niște șine ale propriei dezvoltări și aveau asta în ADN-ul lor, vor ieși mai bine din criză. Oamenii care respingeau unele lucruri și erau mai cu norul deasupra capului, nu cred că văd soarele neapărat prea curând. Deci cred că mai degrabă acum, spre deosebire de acum câteva luni, aș spune că această criză pune niște tușe mai groase pe anumite caracteristici ale fiecăruia dintre noi. Frumos spus, elegant. Și scoate în evidență ce avem noi mai bun și mai rău. Sau, mă rog, este un catalizator pentru a aduce la suprafață. Deci criza aceasta e ca o pâlnie, da? Până la urmă filtrează niște competențe, abilități, niște oameni, da? Și vedem ce va ieși când se va termina. Vedem ce va ieși. Da. În același timp, cred că este o perioadă, nu cred, este o perioadă foarte tulbure. Așa, ca și cum suntem ca într-o ceață de foarte multe ori. Și e normal să fim să nu știm încotro, să fim poate mai sensibili la anumite lucruri, să reacționăm neadecvat uneori. Și mai o chestie, cred că nesiguranța, nu numai pentru sănătate, pe asta o avem cei mai mulți dintre noi, cei care credem că există acest virus, nesiguranța jobului, nesiguranța zilei de mâine, iar cred că are un impact asupra noastră destul de mare. Și aici, dacă mă refer la companii, cred că companiile ar putea să îi susțină pe oameni. Aceasta era întrebarea următoare. Ce părere ai tu despre cum s-au comportat companiile care înseamnă oameni, care înseamnă management, care înseamnă oameni care fac lucruri pentru a avea niște rezultate? Și care e părerea ta? Cum crezi? Pentru că și aici au existat mai multe tabere, da? Și există atât de multe perspective din piață încât de foarte multe ori ne este foarte greu să le cristalizăm, să le filtrăm, da? Informații vin de peste tot și nu putem să credem ca tot ce auzim. Dar aș vrea să știu din perspectiva ta, pentru că interacționezi cu top management de companii, interacționezi și în programe de coaching, de formare și în programe de consultanță. Și atunci, cum ai simțit tu, cum ai perceput tu relația angajator-angajat sau recrutor-candidat? Diferită de la o companie la alta. Absolut. Pentru că avem pe de-o parte companii care la începutul crizei au oprit orice. Da. Da, și s-au concentrat pe niște măsuri de prevenție și de sănătate. Și au oprit orice investiție în dezvoltarea oamenilor sau în susținerea managementului. Pentru că, vezi tu, vrem ca oamenii să aibă niște reacții să-și continue ce aveau de făcut, să se adapteze repede la schimbare, la lucru de acasă, să țină copiii la școală, dar acasă, știi? Și să nu aibă acele overreactions. Multitasking, așa. Dar în același timp sunt companii care nu prea au investit în a dezvolta sau a susține managerii ca ei să-i poată susține pe oameni. Pentru că și managerii sunt niște oameni, dar ei au emoțiile lor și ei au
cum să zic, incertitudinile lor, nemulțumirile lor, I don't know, și ei au nevoie. Și ei oameni, până la urmă. Da? Și ei oameni, da. Și sunt companii care au tăiat orice buget de dezvoltare, dar sunt și companii care nu au tăiat bugetele. Și am exemple de astfel de situații, de companii care investesc și la nivel de top management și la nivel de middle management. Și nu numai. Suntem norocoase, că și eu am astfel de exemple și chiar mă bucur și apreciez enorm efortul pe care îl fac, pentru că este un efort. Da, este un efort. În același timp, poate că unii au învățat ceva din criza din 2000. Da. Da, cei care au trecut prin criza respectivă și și-au luat lecțiile din perioada respectivă. E da. Adevărat. Da. În același timp, pot să înțeleg și că trebuie să reducem costurile, pentru că a scăzut consumul. Chiar ieri vorbeam cu cineva care îmi spunea că ei trebuie să reducă costurile cu 30% în perioada următoare, pentru că le-au scăzut vânzările. Da. Și atunci e normal, n-ai venituri, da. N-ai de unde să chestii. N-ai cum să susții business-ul, corect. Da. Pe voi v-a afectat criza în vreun fel? Interact a fost afectată în vreun fel? Sau programele în care tu ești implicată? Pe noi ne-a afectat criza, sigur, și nouă ne-a scăzut cifra de afaceri. Pentru că suntem într-un domeniu care este dintre primele de unde companiile taie. Taie, da. Training și marketing. Da. Da. Noi nu suntem la marketing, suntem la training, dar sigur că ne-a afectat și pe noi. Surprinzător pentru mine, partea de coaching, executive coaching, a funcționat în această perioadă. De ce crezi că s-a întâmplat asta? Ce ai simțit? A fost, nu știu, au simțit oamenii că au nevoie să se ducă către cineva, în mod special să-i ajute să depășească acest moment? Sau poate a fost o criză de identitate? Sau poate oamenii au conștientizat, pentru că eu asta am simțit mult, că oamenii au conștientizat anumite lucruri. Da. Și foarte mulți din clienții mei de la consiliere în carieră îmi spun asta. Măi, criza asta m-a făcut să-mi dau seama de anumite lucruri despre mine, despre ceea ce îmi doresc cu adevărat să fac. Unii vor să schimbe jobul, alții vor să mai facă o facultate, alții vor să plece din țară. Adică s-au întâmplat lucruri în viețile noastre care ne-au afectat în mod evident viața profesională. Cum a fost pe zona asta de coaching? Eu nu fac coaching și de asta te întreb pe tine, pentru că tu faci la nivel înalt și faci de mulți ani de zile și am văzut că te tot perfecționezi, tot înveți și tu la rândul tău. Și chiar spune în perspectiva ta, de ce crezi că oamenii vin în continuare și poate chiar mai motivați decât au făcut-o înainte? Nu știu dacă este neapărat din cauza crizei. Uh-huh. Sau datorită crizei. Da, așa. Da. sau dacă era deja programat. Oricum, cred că pentru top management, de obicei, altfel se pune problema când vine vorba de bugete de dezvoltare, uh-huh, sau de susținere. Ce este clar este că cu cât ești mai sus în organizație, cu atât conții mai multe, cum să zic, probleme, insecurități, temeri, da? Da? Și atunci, cu atât mai mult ai și tu nevoie să vorbești cu cineva. Nu prea ai cu cine, că povestea, uh-huh, cu It's Lonely at the Top. Așa, da, da. Și poate că este și asta. Uh-huh. Poate că este și asta. Dar posibil să fie și că oamenii ăștia oricum aveau nevoie. Oricum erau în căutare de ceva și sunt, uh-huh, știi? Sunt foarte mulți oameni în top management care sunt în căutare de un stil mai bun pentru ei, de, uh-huh, ca ei lor să le fie mai bine, ei cu ei și ei cu ceilalți, știi? Și probabil că este și partea asta. Deci n-aș zice doar că e criza, cred, uh-huh, că e Sunt mai multe. Uh-huh. Da. Dar pe mine mă impresionează când
când top managementul decide că investește în middle management, chiar în perioada de criză, pentru că ei sunt filtrul între top management și restul organizației și ei sunt foarte importanți. Și ideal ar fi să se întâmple așa. Da, și când asta se întâmplă în criză și trec prin proiecte și de training și de coaching, mi se pare că este o abordare sănătoasă. Asta. E o abordare sănătoasă și este o grijă față de companie, față de oameni pe termen mai lung. Ai întâlnit asta des? Ai întâlnit asta des în ultima perioadă? Iar este o surpriză pentru mine, da. Excelent, asta. O surpriză pentru mine, da. Mă bucur foarte mult să aud asta, Georgeta. Asta n-a fost în 2009, dar, sau n-am întâlnit-o eu. Știi că poate că este și cum ne potrivim. Exact, și cred că este o diferență majoră între cum era țara noastră în 2009 și cum este acum. Ți se pare că suntem mai pregătiți din punct de vedere, nu știu, din toate punctele de vedere, hai să o luăm așa, inclusiv educațional. Ți se pare că suntem mai pregătiți decât în 2009 pentru a face față unei crize? Din punct de vedere al educației, da. Țară, nu. Da. Nu suntem mai pregătiți. Nu suntem. Suntem tot timpul luați prin surprindere, așa cum ne ia prin surprindere iarna. Așa. Sau ploaia. Sau ploaia, da? Da. Mai plouă. Wow. Așa. Da, nu cred că suntem mai pregătiți. Cred că doar ne adaptăm din mers. Suntem așa un fel de popa mitică, știi? Mergem înainte, cădem, ne ridicăm, o mai luăm de la capăt, mai vedem cum se întâmplă, știi, dar nu... Văzând și făcând. N-aș zice că avem o strategie și... Asta era. Sunt și excepții, adică hai să nu generalizez, știi? Dacă, dacă mă gândesc însă la nivel... Macro. ...în această țară, nu. Excepțiile alea sunt puține și... Da. Să presupunem că ai fi ministrul educației, Georgeta. Care ar fi primul lucru pe care l-ai face? Care ar fi primul, prioritatea ta zero în acest moment? Deci dacă aș fi ministrul educației, cred că aș aduce pe un consultant care să se uite din afară la lucruri. Ai vreun nume în minte? Nu din România. Nu din România, ok. Nu, pentru că noi suntem în, cum să zic, e ca atunci când tu ești pe scenă și joci în spectacolul ăsta și câteodată ca să vezi ce se întâmplă pe scena ta, e nevoie să te uiți de la balcon. Ok. E nevoie de regizor care să se uite. Ori și noi și ministrul educației și suntem în aceeași scenă. Ne jucăm rolurile, mai la stânga, mai la dreapta, dar sunt, cum să zic, îți trebuie o altă perspectivă. Am înțeles. Care ar fi un model? Un model de educațional? De unde ai aduce acest consultant? Există vreun model care te inspiră din punct de vedere educație la nivel global? Uite, noi la AVE lucrăm cu... Avem un partener din Australia. Frumos. Cred că sunt mai multe modele, adică nu m-aș duce pe Australia sau pe Finlanda sau pe Danemarca sau UK sau... Dar ideea este că cred că ne trebuie cineva care să pună the right questions. Și aș implica și oameni tineri și oameni care au experiență. Ok. Și oameni din business. Dar cu totul alte minți. Cu totul alte minți care să pună sub semn de întrebare niște lucruri și cărora, pe care să-i ții, nu știu, 3 luni, să le dai task-ul de a veni cu o strategie. Adică să le dai, le-aș da. Le-ai da, așa, tot ești ministru educației, ipotetic, da? Așa. I-aș scoate de undeva să gândească, da, dar oamenii ăștia să știe care este situația. Absolut. Să știe cu ce se mănâncă în educația în România, da. Da, 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 și să nu facem așa doar pe cai vers pe pereți, să știm că sunt multe școli care au toaleta unde o au, că abandonul școlar este unde este și așa mai departe.
analfabetismul funcțional, da, această digitalizare în educație, unii au, unii n-au, nu există o strategie nici în acest sens, nu este un sistem unitar. Vezi, aici sunt mai multe lucruri, pentru că digitalizarea în educație nu vine doar cu a trimite niște tablete. Corect. Sau laptopuri. Sau a crea niște PowerPoint. Vine și cu... și nu numai digitalizarea. Uh-huh. Ca să ai profesorii de super dedicați și super pregătiți, trebuie ca societatea să respecte acest job. Uh-huh. Să respecte pe profesori. Și profesorii să fie... instituția în sine. Da. Și să fie, cum să zic, valorizați. Uh-huh. Ori în ultimii ani, pe mine mă lua cu... fior pe șira spinării când vedeam cum sunt, cum vorbim despre profesori. Da. Deci bine că nu mai sunt pe acolo. Și cum, cum să zic, ei sunt de vină pentru tot ce se întâmplă, dar pe ei am tratat ca fiind ultimii oameni de pe planetă, după o zăpadă. Ori nu se poate să te aștepți la niște rezultate foarte bune cu niște oameni care au fost prost plătiți, care au fost bătaie de joc pentru mulți părinți, pentru copii. Adică nu... Și care au încasat până la urmă toate bobărnacele, fără de fapt să aibă ei neapărat o vină în acest sistem. Și, da, și sigur că sunt și oameni care nu, a căror vocație nu este aceasta. Da. Da? Da. În același timp sunt oameni care au plecat din învățământ, care își doreau să fie acolo, dar nu puteau să aibă o viață decentă acolo. Da. Și atunci, știi, cred că și valorile trebuie restaurate un pic. Uh-huh. Discuția asta despre valori este iar una, cred eu, importantă, pentru că cred că suntem într-o perioadă și care n-a început acum cu pandemia, ci de mai mulți ani, da, în care valorile au devenit foarte divergente. Adică avem grupuri cu valorile lor. Nu mai există... niște bule. Bule. Franța este o valoare, da, da. Nu știu, asta, familia este o valoare. Nu. Nu. Totul, dărâmăm tot și punem în schimb ce putem. Da, ce vrea fiecare. Și pe mine m-a uimit când am fost anul trecut am fost la o școală în Arad, la un liceu, să vorbesc cu copiii de clasa 11-a care nu știu încotro să se ducă la ce facultăți și așa mai departe. Și dirigintele s-a gândit să invite niște persoane cu care să mai vorbească copiii. Și m-a uimit când m-au întrebat niște copii: este adevărat că numai dacă ai bani reușești în viață și numai dacă faci... cum să zic, diverse lucruri mai puțin academice. Așa. Gen furi și mai știu ce. Ce le-ai răspuns? Le-am răspuns, hai să vedem ce înseamnă pentru noi succesul. Uh-huh. Ce înseamnă să reușești în viață. Și evident că îmi dădeau răspunsuri, îmi dădeau exemple de oameni pe care îi văd la televizor, cu nu știu ce mașini și vile și așa mai departe, care vorbesc incorrect română și... care transmit niște mesaje eronate către toată lumea, nu neapărat către tine. Exact. Și atunci ideea este că acești copii nu mai știu care sunt valorile. Ce înseamnă valoare? Ce văd ei la televizor? Uh-huh. Sau... da. Sau care sunt valorile? Iar... Nu mai o repere, da. Exact. Iar foarte mulți părinți probabil că sunt și în goană după a le asigura copiilor un trai decent, da. Nu mai au suficient timp să investească în a le stabili niște repere. Pe la școală fiecare face cum poate. Uh-huh. Sunt foarte mult cu ochii în calculator, că na, așa suntem toți, nu putem să-i blamăm. Da. Pe de altă parte, Georgeta, cum facem să schimbăm asta? Pentru că, iată, impactul educației
indiferent cum o întorci pe toate părțile, da, că ajungem la management, dacă să ajungem la management, tot la educația de bază ne gândim, da, că nu poți să ajungi manager fără să treci prin niște etape. Deși foarte mulți tineri cu care avem interviuri, da, spun, eu vreau să fiu manager, am terminat facultatea de management. E bine, nu e chiar așa. Ce facem cu educația asta de bază, concentrată pe valori, concentrată pe un sistem sănătos? Cum schimbăm lucrurile? Da, tu deja faci asta. Cum ajunge mesajul acesta, că valorile sunt importante, către copiii care, iată, pun aceste întrebări și care nu se mai regăsesc decât în rețelele sociale, într-o bulă acolo a lor, da? Într-un cerc destul de restrâns de prieteni care îi blamează sau îi admiră pentru diverse lucruri. Nu ne mai gândim la etichetele, la ce branduri ne purtăm, ci ne gândim la conversații cu conținut și cu substanță. Deci cum facem să schimbăm aceste lucruri? Iată, ești din nou Georgeta, nu ești ministrul educației. Spune-ne cum crezi tu că ar putea să funcționeze lucrurile mai bine ca să ajungem să schimbăm și să fie, iată, bunul simț să fie o valoare pe care, din păcate, o regăsim din ce în ce mai rar. Da, vezi tu, eu cred că sunt anumite repere care ar trebui stabilite de acasă. Da. Deci prima oară educăm părinții. Ei sunt educați, săracii, dar unii da, unii nu. Așa. Dar cred că este vorba de timpul petrecut cu copilul. Ce face ăla? Și vezi, e, poate că un pic ar trebui regândit programul în fiecare zi. Pentru că e nevoie să petreci timp un pic mai mult și de calitate. Și să ai răbdare cu copilul și să-l întrebi de ce a făcut așa, cum s-a gândit el, cum s-a simțit. Știi, să-i povestești niște lucruri, să-i spui povești, să-i citești niște chestii și să le traduceți, să le interpretați împreună. Să le traduceți în sens de să le interpretați. Da, da. Ori asta nu se întâmplă. Cum să zic, știu persoane care și-au redescoperit că au copii când a început pandemia, pentru că creșterea copilului a fost delegată altor școlii, grădiniței, bunei, bunicilor. Da. Bunicilor. Și sigur, o să spună lumea, ți-e ușor să spui că tu habar n-ai. Probabil. Eu nu aș vrea să cred asta, pentru că sunt foarte mulți experți în educație care sunt foarte aproape, sunt direct implicați și care și-au câștigat dreptul la opinie, ceea ce și tu ai făcut în acest domeniu. Da? Da. Deci sunt oameni care nu au făcut nimic pentru, nu au nici vocație și nu au făcut nimic pentru acest domeniu, care nu ar trebui să spună lucrurile. Adică eu nu le-aș acorda acest drept, deși toți avem dreptul la opinie. Dar cu siguranță în tine am foarte mare încredere, pe lângă faptul că îți dorești, ești implicată, ești direct acolo în miezul problemei, da? Și faci lucruri în sectorul acesta de ani de zile. Da, știi, ideea este că sunt lucruri pe care nu le delegi. Din punctul meu de vedere, un copil este, cum să zic, poate un job full time. Și este un proiect de viață. Da. Care nu are timp limită, este forever acolo. Când te-ai decis că asta e, cum să zic, este parte din, e ca și cum ai grijă de tine. Așa este. Nu-l disociezi, nu-l delegi. Și nici nu poți să-ți dai demisia din jobul acesta de părinte. Este foarte clar asta. Și ți-o spune un om care are copii, deci sunt perfect de acord cu tine. Da, și am văzut că ești foarte prezentă cu ei. Mă străduiesc. Deși sunt vârste dificile și personalități foarte dificile. Da, și este, să știi că este foarte greu. Greu, da, asta este rolul până la urmă de părinte, da, este greu. E greu să păstrezi aceste valori și să le crești în sânul familiei, pentru că
nu întotdeauna copilul se întoarce către tine în momentul în care își caută repere. Copilul se întoarce și către cei din jur. Și atunci este greu să păstrezi acest echilibru între ceea ce este sănătos și ceea ce este nociv, mai ales la o vârstă la care, 14-15 ani, vârsta adolescenței, în care copilul își dorește maximă libertate și părintele nu mai contează. Dar, nu, părerea ta nu contează, e mai important ce spun alții. Deci... În același timp, primii 7 ani sunt foarte importanți. Da, și atunci, așa este. În primii 7 ani contează cu ce, de ce oameni îl înconjori. Că acolo tu mai ai decizie. Și sădirea acestor emoții. Cum construim pe emoțiile copiilor. Da? Taci din gură că eu sunt părintele în casă, faci cum spun eu. Adică modul în care noi comunicăm cu copiii este extrem de important și aripile pe care le dăm sau le tăiem. Da, și în același timp felul în care devenim conștienți ca de vocile din capul nostru, uh-huh, care transmit mesaje pe care părinții noștri ni le-au dat. Exact. De asta te-am și întrebat ce facem, că prima oară a fost ouă sau găina. Crezi că ar trebui și părinții educați într-o oarecare măsură și stat mai mult de vorbă cu ei și povestit mai mult și luat mai din pripă acest fenomen, adică în momentul în care ești conștient că vrei să devii părinte și că ți-asumi acest rol, să vină la pachet cu niște lucruri la care să te aștepți și pentru care să te pregătești de-a lungul timpului. Știi cum ți se dă pachetul acela la maternitate, mă, tu care ai un copil? La fel să existe și acest pachet de, nu știu, de bună creștere, de nu neapărat un manual, că nu există rețete și eu nu cred că se cresc copiii după cărți sau după rețete, dar să existe, nu știu, o discuție cu un psiholog, cu un coach, cu o persoană abilitată care să ofere această ghidare, această orientare pentru părinți. Și să o facă treptat în etapele de creștere ale copilului. Ce zici despre asta? Poate să fie o abordare. Cred că în același timp copilul vine când vine și ține de alte lucruri. Da. Că nu te îndrăgostești programat. Așa este, da. Și atunci când se întâmplă asta, fiecare are propriile filme în cap. Și mai bine, nu știu dacă nu e mai bine să vin așa, din pasiune, uh-huh, și nu programat, dar măcar după aceea știi să ți-l asumi. Exact, despre asta vorbesc, da. Să ți-l asumi cu tot ceea ce reprezintă copilul respectiv, pentru că am văzut și cred că ai sunt convinsă de asta, ai văzut și tu, ai citit și tu câte abuzuri se fac în familie, da? Violența aceasta domestică, copiii care sunt abandonați, copiii care sunt abuzați și care ajung nu tocmai bine în viață. Cum facem să nu se mai întâmple lucrurile astfel? Pentru că violența asta domestică vine și de la mamă și de la tată, în egală măsură. Da, asta este un subiect foarte amplu. Așa, o scurtă perspectivă din partea ta. Sunt persoane care... și am întâlnit persoane care nu pot trăi fără anumite abuzuri. Din păcate, da. Din păcate. Deci aici e un proiect așa mai de lungă, de durată foarte lungă, uh-huh, în societate și de lucru foarte mult cu psihologi și, uh-huh, și de asemenea lucru la nivelul de viață al oamenilor. Uh-huh. Pentru că atâta timp cât suntem pe penultimul loc în Europa ca nivel de viață, da. Nu știu, vedeam azi ceva la televizor legat de, uh-huh, venitul pe cap de locuitor, da? Da? Uh-huh. Oamenii vor apela la niște substanțe ca să uite. Da, am înțeles. Cei mai mulți, ce să facă și ei? Acum, da. Deci o strategie, dacă vorbim de strategie din nou la nivel național, ar fi să atacăm practic problemele din toate țări. Da. Uh-huh.
Adică toate aceste probleme, pentru că e clar că au repercusiuni asupra, și asupra nivelului de educație și asupra abandonului școlar și asupra analfabetismului și așa mai departe. Dar toate aceste probleme întâlnite în familie. Și atunci strategia aceasta la nivel național de care tu spuneai și apreciez că o spui și tu și am auzit-o de atât de multe ori încât sper că la un moment dat să se și creeze această strategie și să fie niște oameni responsabili și cu experiență implicați în crearea acestei strategii, cred că ar trebui să atace toate aceste probleme, da? Ca să undeva să se rezolve, să înceapă să se rezolve din probleme, pentru că e clar că nu putem să garantăm nimic. Da. Da, până la urmă, da, toate sunt importante, în același timp educația este esențială. Esențială, pentru că dacă oamenii sunt educați și sistemul de sănătate va fi altul și felul în care vor gândi în care vor alege va fi altul. Cine felul în care vor vota va fi altul. Exact. Da, așa. Pe cine se conducă. Cine da, se da. Da, așa este. Și mai departe. Bun. Pot să vorbesc cu tine, cred că la infinit, pe temele acestea, pentru că ne-ai dat niște informații extraordinar de valoroase și îți mulțumesc foarte mult. Mi-ai validat și mie niște lucruri. Și faptul că, iată, gândesc într-un mod sănătos despre această educație la nivel național și internațional de asemenea. Dragă Georgeta, spune-ne pentru manageri. Da. Da? Vorbim de manageri, vorbim de tine de la început de drum. Hai să luăm cu managerii, dar așa pe final, cam care ar fi mesajul tău? Pentru că rețete știm, nu există, nu sunt doi oameni la fel, da? Ce le transmite tu ca să treacă mai lin prin această perioadă și să iasă cu bine din situația de criză și să și rămână, da, motivați, entuziaști, dorniși să facă treabă în continuare și după această perioadă de criză care a avut impact asupra noastră a tuturor? Pentru manageri. Uite, îmi vine dinte o carte a lui Viktor Frankl, Man in Search of Meaning. Uh-huh. Omul în căutarea sensului vieții. Oh, ce frumos! Și mi se pare că nu numai pentru manager, pentru fiecare individ, atunci când dacă tu ești în echilibru cu tine, dacă tu îți cauți în tine ce te face să te trezești dimineața la 6? Așa. Sau când te trezești, da, tu? Ce te ține motivat, ce te bucură, ce te supără, dacă te analizezi pe tine și vezi ce ți-ar plăcea să faci ca să faci cu bucurie în fiecare zi, uh-huh, și dacă nu poți să faci chestia aia, ce te-ar face să fii suficient de mulțumit încât să îți realizezi niște vise. Uh-huh. Deci dacă pornești într-o călătorie de asta de cunoaștere de sine și echilibru, un oarecare echilibru, sigur. Conștientizare, da. Conștientizare. Uh-huh. Cred că ne este mai ușor după aceea. Uh-huh. E o călătorie lungă, nu este simplă, dar cred că altfel ne asumăm lucrurile după aceea. Și uite, un alt lucru este, odată ce am pornit pe o cale, să ne o asumăm. Și chiar dacă într-o perioadă, nu știu, suntem șoferi de taxi, să ne asumăm jobul ăla și să-l facem cât mai bine posibil. Cu responsabilitate și cu implicare. Da, da. Nu de mântuială. Da. Că asta este o problemă foarte mare. Aici. Așa este. Ne ducem la serviciu ca să avem de unde să ne întoarcem. Da. Și să fie drumul cu oameni. Fă-ți jobul ăla cât mai bine posibil, iar la următorul la fel, fă cât de bine poți tu. Uh-huh. Altfel... Adică dă-ți interesul, efectiv, implică-te, fii prezent acolo, în viața ta, în ceea ce faci. Da. Sună bine ce mi-ai spus și da, vorba ta este aplicabil tuturor oamenilor, nu doar managerilor, de la cea mai mică vârstă până la... Pentru că, iată, și copilul, dacă le educăm să facă lucrurile cu responsabilitate și până la capăt, așa va crește și așa se va dezvolta și așa va învăța să facă lucrurile responsabil și cu atenție. Da?
Iar legat de manageri, eu sugerez să, și nu numai, sugerez așa, să avem, nu știu, că e mentor, că e, poate, știi, povestea asta cu coaching-ul este un pic overrated în ziua de azi. Toată lumea e coach și o spun tocmai eu care fac asta. Dar diferența între un coach profesionist și un coach... Da, știi, un mentor, cineva, un om cu care să poți să ai niște conversații mai de calitate, care să-ți pună niște întrebări, să te ajute să te repui pe șine. E important să ai astfel de oameni. Companion, da? O persoană care să-ți fie... Super, foarte bună idee. Îți mulțumesc foarte mult, Georgeta. Spune-mi acum care este mesajul pentru tinerii la început de drum. Ce le recomanda să facă? Să se regăsească, să-și găsească repere, să-și găsească mentori? Cum ar trebui? Eu cred că ei încă nu sunt la faza de regăsire, că s-au pierdut încă. Așa. asta e o altă discuție cu pierdutul, că nu știu. Așa. Dar pentru cei tineri, eu recomand să aibă un mentor. Niște mentori, că în diverse perioade poți să ai diverse persoane și modele, să încerce cât mai multe și să testeze, să experimenteze cât mai multe. Acum trebuie să experimentezi, nu mai târziu, să nu aștepți prea mult și să, cum să zic, la fel, dacă te-ai dus undeva și lucrezi la un bar, să zicem, iau exemplu, da, penibile, probabil, așa, fii cel mai bun din barola. Da? Dacă îți mai rotunjești veniturile și cu altceva, la fel, fii cel mai bun din chestii, din zona aia. Și asumă-ți ce ai decis, că nu te-a pus nimeni să faci chestia aia. Nu te-a pus nimeni să lucrezi la bar, tu ai ales și tu trebuie să-ți asumi până la capăt. Exact. Și du-te tu către ceilalți, întreabă-i ce mai poți să faci. Nu aștepta să ți se dea, nu ți s-a spus sau mai ce alte povești pe care le văd și nu numai la tineri. Dar asta este, să experimenteze, să încerce cât mai multe, să călătorească, să vorbească cu cât mai mulți oameni și să fie deschiși către explorare și învățare. O, da! Este extrem de important. Georgeta, îți mulțumesc foarte mult. Mi-a făcut o deosebită plăcere să te am alături. Ești o povestitoare și ești... Mai stăm câteva ore, dacă... Putem să mai stăm, e clar că suntem nevorbite, da, și da, că da, trebuie să le întâlnim, da, să povestim. Da? Îți mulțumesc din suflet, sunt convinsă că va mai urma și o altă ediție împreună cu tine, în care vom aborda acest subiect al educației, dar și cum provocăm managerii, cum de rezolvăm aceste dispute, da, care tot apar și toate aceste frecușuri. Îți doresc mult succes cu toate pălăriile tale, da, pentru că le porți cu mare eleganță și să ne auzim numai de bine. Da, sănătate în primul rând și mult, mult succes în tot ce ți-ai propus. Mulțumesc de invitație și mulțumesc și ție la fel. Cu mare drag, Georgeta. Zi frumoasă! Mersi la fel! La revedere!